În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara. Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor. Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Preacucernici părinți, preiubiți frați și scumpi surori și scumpi ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, mulțumim Domnului pentru aceste clipe binecuvântate. Mulțumim pentru harul minunat care l-a dat pentru fiecare dintre noi și în viața fiecăruia. Stăteam aici pe bancă și mă gândeam ce pot să spun. Și m-am rugat și am spus, Doamne Iisuse, Tu știi că eu m-am predat Ție și vino cu mine în față să mă ajut, să pot atrage oamenii către Tine. Să spun ce frumoasă este o viață cu Tine. Și îl rog să mă ierte, dacă nu o să pot să arăt cât de frumoasă e o viață cu Domnul Iisus. Predat în mâna Lui. Ce minunat este, iubiți frați și surori. Și au fost aceste sări duhovnicești. Și s-au spus multe lucruri, atât de minunate, din prima seară și până, iată, în aceasta, în ultima. Și ne gândim, pare cu ce rămânem după toate acestea. Suflete scump și drag, oare n-ar fi atât de trist, n-ar fi o catastrofă, după atâtea cuvinte minunate, să pleci neschimbat la sfârșitul acestei săptămâni? N-ar fi ceva de necrezut. Să rămână toate acestea, oare numai așa, că ne-am încărcat cultura și am aflat lucruri mai multe sau mai puține? Să rămână un soi de spectacol duhovnicesc la care putem veni și la anul? N-am vrea să rămână aceasta. În sufletul nimănui. Ce temă adâncă, cât ar fi de vorbit? Primăvară în sufletul unui om. Vedeți, noi ca și oameni, când ne îndrăgostim, spunem că parcă vine primăvară, totul parcă capătă o altă culoare pentru noi. Și așa este și în viața aceasta de creștin. Primăvara sufletească vine în viața noastră atunci când ne îndrăgostim de Domnul Iisus. Atunci când nu mai vedem pe nimeni, așa îl vedem numai pe El, atunci vine primăvara în viața noastră, iubiții noștri. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple în viața noastră, trebuie mai întâi să credem că există o primăvară. În zadar cineva ar povesti unui om de pomi înfloriți, de ape curgătoare dezghețate, de iarbă verde, de când de păsărele, dacă el n-ar crede, ar spune nu. Eu nu cred că poate să treacă în ghețul, eu nu cred că poate să dispare zăpada. Vedeți, și așa este și în viața duhovnicească. În primul rând, trebuie să credem că da, există o viață cu Domnul, există o viață mai bună, o viață mai sfântă decât cea care eu o trăiesc astăzi. Există. Și apoi, cum vine primăvara? Cam o timp vorbind. Nu știm, este o taină a lui Dumnezeu cum vine, dar îi vedem urmările. Și, după cum spuneam, vedem că de sub zăpadă iese câte un fir verde de iarbă. Vedem că ies ghioceii. Vedem că iese soarele și chiar ne încălzește. Astea sunt urmările. Nu știm exact cum, dar dintr-o dată așa începe. Și spunem, iată că vine primăvara. Iubiții noștri, dacă mergem în Sfânta Evanghelie de la Ioan, în capitolul 3, versetul 3, dar toată pericopa de acolo, se vorbește despre întâlnirea lui Nicodim cu Domnul Iisus. Primăvara sufletească, tot nu știm cum vine. Ea este viața nouă cu Domnul și o viață nouă începe cu o naștere nouă, cu nașterea din nou. Și zice aici Domnul Iisus, în versetul 3, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou,
nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și după ce Nicodim știm cu toții că întreabă cum se poate întâmpla acest lucru, să intre iar în pântecele mamei mele, să mă nască încă o dată. Și în versetul 8 spune Domnul Iisus, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este și cu oricine este născut din Domnul. Vedeți, iubiții noștri, la fel ca primăvara aceasta, care îi vedem numai urmările, așa și în viața unui om. Duhul Sfânt suflă, nu știm cum, nu mergem pregătiți să ne hotărâm pentru ceva. Sau spunem că eu mă duc azi la biserică ca să mă schimb. Nu, mă duc la biserică. Și poate să se întâmple ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, să te cerceteze. Și dintr-o dată să vezi că totul se schimbă. Se văd urmările. Tot ceea ce te încânta, tot ceea ce urmăreai, doreai, abia așteptai să vezi, să faci. Dintr-o dată în capul tău se schimbă totul. Și nu te mai încântă aceleași lucruri. Nu te mai încântă, nu le mai dorești. Chiar fugi și te apasă foarte tare. Și întreb ce se întâmplă cu mine, oare de ce? Dar nu mai simt ca înainte. Nu mai simt ca înainte. Vedeți? Și ne reevaluăm viața noastră. Planurile de viitor, totul parcă capătă o altă, un alt mers, un alt drum. Fiindcă în viața noastră punem o nouă țintă și începem o nouă alergare către Domnul Iisus și către împărăția Sa. Să nu ne înșelăm, fiindcă dacă nu avem această naștere din nou, dacă nu se schimbă viața noastră și dacă nu trecem prin această experiență, nu vine primăvară în sufletul nostru. Și spunea fratele Trean atât de frumos în una din versificările sale, nu te înșela crezându-ți cu putință mântuirea fără nașterea cea nouă, fără a-ți schimba trăirea. Căci fără schimbarea vieții, ca o moarte și o înviere, nu există mântuire. Dumnezeu aceasta cere. Vedeți? Aceasta o cere Domnul și Mântuitorul nostru de la fiecare dintre noi. Dintr-o dată ne vedem altcumva, ne vedem exact așa cum suntem. Și cum suntem fiecare dintre noi, dacă ne căutăm sincer, cu conștiința noastră și în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, ne vedem păcătoși. Fără niciun cuvânt în fața unui Dumnezeu Sfânt, unui Dumnezeu care a spus, fiți sfinți ca eu sunt sfânt. Un Dumnezeu mânios care nu poate suporta păcatul. Și ce ne facem atunci? Unde-s faptele noastre bune? Unde-i moralitatea noastră care o aveam? E sfântă? Avem fapte sfinte? Orice faptă bună, cât de bună și de minunată ar fi ea, dacă noi mai și păcătuim, e întinată, spune Sfântul Cuvânt, prorocul Isaia, căci faptele voastre bune au ajuns cum? Ca o cârpă mânjită, ca o haină murdară. Și acum să ne gândim cu toții, dacă cineva ne aduce o cârpă murdară, o haină murdară, ne putem folosi de ea? Nu ne putem. Oricât de mult ar vrea omul ăla să ne dea, ce să facă ea? E murdară. Nu ne ajută la nimic. Vedeți, dacă conștientizăm acest lucru, această stare a noastră, știți ce mai conștientizăm? Că avem nevoie de cineva. Avem nevoie de cineva, de un mântuitor, de un mijlocitor. Și mă gândeam, din toate aceste seri duhovnicești care au fost, poate dacă v-aș întreba pe unii dintre frățiile voastre ce s-a spus miercuri, joi, vineri, poate nu vă mai aduceți aminte, chiar într-un totul, că atâtea lucruri s-au spus minunate și atâtea învățături. Dar îndrăznesc să spun că ar trebui să ne rămână doar un nume și un îndemn. Un nume care este Iisus, El este totul, nimeni nu ne poate oferi nici fericire, nici de tot ce s-a vorbit aici. Un singur nume, Iisus, și un singur îndemn. Pocăiți-vă, schimbați-vă viața. Vom vedea pe parcurs aceste lucruri atât de minunate din Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă mergem în Faptele Apostolilor, în capitolul 4, ni se spune în versetul 12, o predică a Sfântului Petru.
Și spune, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. În nimeni altul. Nimeni altul nu poate să ne facă viața mai frumoasă. Nimeni altul. Primăvara în sufletul nostru vine doar prin Domnul Iisus. El este numele. El este soluția. El este sursa care trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna cu toții. Să nu mai alergăm în altă parte. Să nu mai cerem sfaturi în altă parte. Ci să ne rugăm și să-L chemăm pe Domnul Iisus în viața noastră. S-a vorbit atât de frumos serii de acestea despre fericire. Și aș vrea să amintesc și eu două versete din Psalm pentru a arăta ce înseamnă primăvară în viața unui om. Că am spus că atunci când te îndrăgostești, nu și ești alături de persoana dragă, nu mai contează parcă nimic în jur. Merge așa de liniștit. Merge așa de liniștit. Să vedem cum este, o spune Sfântul David, un om care l-a cunoscut pe Domnul. Cum este viața când ești îndrăgostit de Dumnezeu, de Domnul Iisus? Și spune în capitolul, în Psalmul 16, versetul 2. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, adică oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Tu ești singura mea fericire. Vedeți? Să ne întrebăm, simțim noi inimile noastre acest lucru? Ne-am născut noi din nou și ne-am predat noi Domnului și simțim că El e singura noastră fericire. Dacă ne legăm fericirea de anumite lucruri, mai devreme sau mai târziu le pierdem. Dacă ne legăm fericirea de anumite persoane, mai devreme sau mai târziu le pierdem. Spune atât de frumos un alt psalm, 26, versetul 10, care mă cutremur de fiecare dată când îl citesc. Dar atât de minunat este când îl avem pe Domnul în viața noastră, spune în versetul 10, psalmul 27. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Domnul rămâne cu noi, iubiții noștri. Mai devreme sau mai târziu și părinții pleacă. Chiar dacă ne-am legat fericirea de ei, ce se va întâmpla atunci? Ce se va întâmpla? Vedem în lumea asta atâtea persoane care nu pot să depășească anumite momente și ajung și sfârșesc prin sinucide. Dar dacă ai pe Domnul Iisus în viața ta, toți poți să te părăsească, mai devreme sau mai târziu. Un prieten te poate vorbi pe la spate și te lasă. Și ce faci dacă tu ți-ai legat fericirea de aceste lucruri când ei pleacă și dispar? Rămâi gol, rămâi în deznădejde. Nu credeți, iubiții noștri, că avem atâta nevoie de Domnul Iisus, de un mântuitor, de un mijlocitor în fața lui Dumnezeu, de un mângâietor. El care ne poate da fericirea cu adevărat. Avem nevoie, cu siguranță, de acest lucru și apoi spuneam că trebuie să ne mai rămână din seriile acestea, pe lângă acest nume, și un îndemn. În Evanghelia de la Sfântul Marcu, în capitolul 1, versetul 15, Domnul Iisus spune următorul lucru. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Numele Iisus, iar îndemnul, pocăiți-vă. Nu schimbați-vă cultul, ci schimbați-vă viața. Acesta este adevăratul înțeles al acestui îndemn. Viață schimbată. O viață schimbată și vreau să ne uităm, adică să ne amintim cu toții, ca să nu mai lungesc mult, de Zaheu, care a fost cu câteva săptămâni în urmă și dacă vă amintiți bine, Domnul Iisus nu i-a spus decât atât, că trebuie să intri în casa Lui. Nu i-a zis ce să facă, ce să schimbe la El. Și cu toate astea, dintr-o dată la masă, se izbucnește și spune că jumătate din averea mea o dau săraților, întorc, însutiți și dau înapoi tot ce am nedreptățit, fără să-i spună nimeni. Acesta este un amănunt că în viața lui Zacheu a venit primăvara duhovnicească. Este un amănunt că El s-a schimbat, El s-a născut din nou și a schimbat viața. Nu trebuia să-i zică nimeni. Nimeni nu trebuia să-i spune. Ci El a izbucnit.
cum spuneam, și-a schimbat planurile, și-a schimbat gândirea, tot. S-a văzut, Doamne, cum am putut eu atâta timp să nedreptățesc oamenii? Cum am putut să trăiesc într așa un hal? Cum am putut numai să înjur? Cum am putut numai să fac fel și fel de lucruri care e și rușine să vorbim? Cum am putut? Așa simțim când Duhul lui Dumnezeu vine peste noi și ne cercetează. În Faptele Apostolilor, în capitolul 19, ni se spune un alt eveniment. La predica apostolilor, în capitolul 19, versetul 18 și 19, se spune: mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Veneau și spuneau ce au făcut. Și nu se opreau aici. Vedeți, aici e numai un exemplu. Cei ce au făcut vrăjitorie, își ardeau cărțile. Cu siguranță veneau mulți alții care făceau fel și fel de lucruri și renunțau la ele. Vedeți, aceasta este mărturia care ni se păstrează atât de frumos în această carte a istoriei începutului bisericii, în Faptele Apostolilor. Își mărturiseau păcatele și renunțau. Și îmi amintesc din povestirile fraților care spuneau și de alții, și chiar din viața lor, când se întorceau la Domnul, că schimbau totul. Dacă aveau CD-uri, casete cu muzică, le aruncau. Tot ce făceau ei înainte, nu mai putea să rămână la fel. Aruncau din casă, scoteau televizor, orice lucru. Și uite, uitați ce frumos se potrivește parcă mărturia aceasta auzită din zilele noastre, cu această mărturie de atunci, din vremea apostolilor, că renunțau. Tot fratele Traian spune despre adevărata credință, de fapt despre falsă, sau și adevărată. Nu-i credința adevărată ceea care nu te schimbă, care nu-ți dă altă fire, altă inimă și limbă, ceea care nu te face dintr-un om lumesc un frate, care duce o viață sfântă în lumină și în dreptate. Apoi s-a vorbit aici atât de frumos despre adevăr și s-a spus cine este adevărul, Domnul Iisus. Și spune tot fratele Traian, adevărul nu se înșeală cu o credință doar din gură. Numai oamenii se înșeală cu această adunătură. Vedeți, noi între noi ne putem înșela și putem părea credincioși în fața multora, dar Domnul vede nascuns. Cei ce cred că mântuirea e ușoară și oriunde, vai, în ce înșelare umblă și ce foc îi va pătrunde. Vedeți cum pe și iubiții noștri? Cu toții dorim fericire și dorim primăvară, nu? Încă din multele asemănări care se fac cu viața de credință, este și aceasta primăvară și s-a pus în această zi. Sigur, este doar o asemănare palidă, am spune noi, fiindcă viața cu Domnul e mult mai frumoasă decât cea mai frumoasă zi de primăvară. E mult, 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 mult mai frumoasă, zicea tot fratele Traian într-o poezie, că nu-i condei să poate scrie, nu-i cuvânt să poate spune ce de bucuriți de o viață cu Iisus. Nu există. Noi încercăm aici atât de puțin să spunem. Atât de puțin să spunem. Le rugăm pe Bunul Dumnezeu să lucreze în viața fiecăruia dintre noi. Spuneam că trebuie să ne schimbăm viața, o pocăință. Asta e îndemnul. Și dacă mergem în epistola Sfântului Pavel către Tit, spune următorul lucru în capitolul 2, versetul 11, 12 și 13. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Harul lui Dumnezeu lucrează în lumea aceasta și harul lui Dumnezeu este prezent și peste adunarea noastră. A fost arătat. Și ne învață ceva. Pe mine și pe tine, care ai venit poate pentru prima dată sau de mai multe ori. Ne învață ceva. Să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum, în viacul ăsta, așa cum e el. Și cum spunem toți, ce greu e să trăiești în viacul acesta, în lumea de azi,
când la fiecare pas e o ispită. Ce greu! I-au zis, în viața acesta, așa cum este el, Harul lui Dumnezeu ne îndeamnă să trăim acum cu cumpătate, dreptate și evlavie. Mereu când în viața dumneavoastră veți simți acest glas al conștiinței, acest glas, să știți că e Harul lui Dumnezeu care vă îndeamnă la ceva mai bun. Vă îndeamnă să fiți deasupra la ceea ce oferă lumea. Să fiți deasupra la nivelul acesta de căzut, de trai care se trăiește. Harul lui Dumnezeu ne îndeamnă să o rupem cu păgânătate. Harul lui Dumnezeu ne îndeamnă să trăim cu cumpătate, cu dreptate în acest viață, așa cum este El. Și El ne dă și putere. Apoi atât de frumos se unește ceea ce spune Sfântul Pavel cu ceea ce spune alt apostol al Domnului, Sfântul Petru. În capitolul 4, versetul 3. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești, neîngăduite. Ajunge. Domnul Dumnezeu ne spune astăzi și spune, astăzi, poți să termin cu toate acestea, ajunge cât ai trăit. Fiecare vă știți viața. Ajunge. Nu vrem să lăsăm pe Domnul Iisus să lucreze El cu puterea Lui și să ne schimbe, să fie fericire, primăvară în viața noastră, să ne hotărâm pentru El. Nu vrem. Oare n-ajunge cât am slujit celui rău? Domnul Dumnezeu nostru ne spune că ajunge. Și aceasta era viața primilor creștini. Se hotărau și schimbau viața prin pocăință. Dar în decursul vremii, diavolul, cel mai mare dușman al omenirii, fiindcă nu suportă că Dumnezeu ne iubește, a încercat să schimonosească tocmai această taină, această taină mare, minunată, această taină a schimbării vieții. Și cum? A dus în gândul oamenilor ideea că se poate trăi și mai ușurat. Se poate trăi și mai ușor. Putem să împăcăm și pe Dumnezeu, dar să trăim și viața așa cum trebuie. Și parcă așa o diferență, vedeți, aici se spunea că Harul lui Dumnezeu ne învață să ne lepădăm, să luăm o hotărâre, să ne pocăim, să ne schimbăm viața. Și Harul vine și spune, dar te poți pocăi zilnic, păcatul nu-l lăsa. Important e să-ți pară rău. Chiar dacă nu-l părăsești niciodată. Mai mult, mergi la părinte, îl spovedești, nu-i nimic dacă se întâmplă iar, iar mergi și spovedești. Și tot așa, vedeți cum diavolul atât de subtil și pare că e bine. Dar cine mi-e credincios ca mine? Eu mă spovedesc de 4 ori pe an. Dar de câți ani faci tot același păcat? Întreabă Domnul. Vedeți, și aici diavolul, ca să... și noi suntem împăcați, că suntem oameni și așa e firea noastră. Și lumea, așa este. Dar ați văzut ce zice Harul lui Dumnezeu? În viața acesta, noi trebuie să fim altcumva. Altcumva. Spune un teolog rus, am găsit și atât de frumos se potrivește cu ceea ce vorbim noi. Deci într-o carte așa mai înaltă și Părintele George Florovski spune, în limba Evangheliei, pocăința nu înseamnă doar aducerea aminte de păcate și pocăința pentru păcate. Adică nu înseamnă numai să mergi la Părintele, să-ți spui păcatele, să spui că-ți pare rău. Nu înseamnă, citesc încă o dată, doar aducerea aminte de păcate și pocăința pentru păcate, ci înseamnă o schimbare a minții, o profundă schimbare a atitudinii mentale și emoționale a omului, o renoire integrală a sinelui omului, care începe în renunțarea de sine și este împlinită și pecetuită de Duhul lui Dumnezeu. Vedeți? Iarăși, această schimbare trebuie să producă odată, pentru totdeauna. Să nu mai dorim acele lucruri. Dar diavolul reușește să păcălească atâția și atâția oameni. Și-a reușit și pe mine, și-a reușit și pe mulți, 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 mulți alții să ne păcălească. Și de aceea, atât de frumos, atât de minunat, atât de providențial, Harul lui Dumnezeu a lucrat în țara și în biserica noastră printr-un preot. Prin Părintele Iosif Trifa. Și l-a trezit.
Și el a pus accentul și a păzut tocmai pe această taină a pocăinței. Tocmai pe această taină care diavolul a schilodit-o atât de mult și ne-a făcut să trăim așa într-un chip ușurat. Tocmai Părintele Iosif a pus accentul prin lucrarea oastei Domnului și a chemat țara românească, toată România Mare, la o viață nouă, la o viață adâncită în Evanghelia Domnului Iisus Hristos. La o viață mult și mai deasupra decât împlinirea unor obiceiuri și forme goale, care nu ne ajută și nu ne satisfac pe niciunul dintre noi. Atât de minunat a lucrat Dumnezeul nostru. Vedeți, El în decursul istoriei nu-și lasă oamenii fără vestirea adevărului. Atâtea treziri spirituale în decursul istoriei au fost, dar aceasta atât de minunată în biserica și în neamul nostru, cu specificul neamului nostru românesc. Și aici pune accentul Părintele Iosif. Schimbați-vă viața înapoi la Iisus cel răstignit, înapoi la viața primilor creștini care ați văzut că își spuneau păcatele, dar renunțau la ele. Ei, aici ne cheamă Părintele Iosif. Înapoi la viața primilor creștini. Nu-i nimic mai mult oasă de lumea decât atâta. Orice v-ar spune cineva. Și programul oastei este doar Iisus cel răstignit. Noi aici venim, fiecare cum suntem, la piciorul crucii. Asta e oastea Domnului. Și iubiții noștri, frați și surori, spunea Părintele Iosif că la începutul astea Domnului n-a fost altceva decât o ceantă de copii adunați la picioarele cruce. Să ne gândim, noi, frați și surori, acum din astea Domnului, care avem poate și un legământ, nu cumva de la un timp ne-am ridicat de la picioarele cruce și credem că suntem cineva, credem că putem spune câte ceva, să ne întoarcem înapoi la piciorul crucii și să stăm smeriți și aplecați aici, meditând și gândindu-ne de unde ne-a scos pe noi Domnul. Și să putem cu toții să ajungem în Ierusalimul acela ceresc și schimbarea care se face. Povestea un frate odată tânăr mi-a spus: eu sunt crescut de mic în adunare, la biserică, dar atâta de greu mi-era să mă duc, trebuia să strige tata după mine și cu mama și iar la adunare, dimineața iar la biserică. Până pe la vârsta de 19 ani, când dintr-o dată, zice, s-a schimbat totul. Nu mă mai cheamă tata, ci eu, pentru tata, nu mergem la adunare. Slujba bisericii, și acum îmi place, frate, îmi spunea. Ce înainte nu știam, nu simțeam. Mi se părea totul așa de plictisitor. Și acum înțeleg. Vedeți, aceasta e schimbarea care nu știe cum s-a produs. Ce ne spune nou acest lucru? Ne spune un lucru foarte important, această mărturie. Un frate crescut de mic în adunare și totuși nenăscut din nou. Deci se poate și așa. Și acesta este harul care s-a arătat și se arată și astăzi în adunarea noastră. Un lucru extraordinar îl spune Sfântul Pavel în Epistola către Galateni. Mi l-a spus tot odată la curs, mi-a atras atenția părintele profesor mai înainte, că e singurul loc unde apare în Cuvântul lui Dumnezeu acest verset. Spune Sfântul Pavel în capitolul 2, versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința, în Fiul lui Dumnezeu. Și aici trebuie să fim atenți ce spune Sfântul Pavel. Extraordinar, nu o să mai găsiți altundeva. El trăia în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nicăieri nu mai spune Sfântul Pavel acest lucru, atât de personal. M-a iubit pe mine Pavel și s-a dat pentru mine. Vedeți, aici trebuie să ajungem să conștientizăm și noi. Că nu e un mântuitor al lumii, un mântuitor al lui Adam cel vechi, ci un mântuitor al meu. Are de-a face cu sufletul și cu viața ta. Și te iubește și te vrea pentru El. Să-ți ofere atâta bucurie. Atâta bucurie. Riază în necazuri, în probleme. Ce minunat este acest lucru. S-a cântat această cântare înainte. Extraordinar ceea ce arată. Cât a pus Domnul în noi. Cât vrea să pună în noi. În niște bulgări de noroi. Nu suntem mai mult altceva. Nimica, nimeni. Nu suntem mai mult decât atâta. Și spre încheiere vreau să atrag atenția că dacă pare ușor acest lucru, pocăința, e și foarte greu. E ușor, într-un anume punct,
de a privi lucrurile. Nu-ți cere bani, nu trebuie să cheltuiești. Nu trebuie să faci călătorii, pelerinaje, costisitoare, să ajungi unde poate ar trebui să lucrezi cine știe cât timp. Nu se cere asta. Nu se cere să faci rugăciuni și acatiste până adormi cu ele în mână. Din punctul ăsta de vedere ar fi un pic mai ușor. Dar în același timp este atât de greu, fiindcă trebuie să schimbi tot. Și vei spune, ce fac eu am planuri, atâtea planuri? Eu îmi place să mă distrez. Îmi place să mă distrez, îmi place să ascult muzică. Până la urmă și tradiția românească, la asta ne duce cu toții. Cum vii tu și ne spui că nu? Cum vin eu astea, domnule? Cum vii tu în tânăr și ne spui aceste lucruri? Ai o minte în gustul. Dacă tu atâta vezi, atâta vezi, dar știți cum e? Asta nu spun de la mine. Și Domnul Iisus a spus-o mai bine. Și dacă credeți că eu am o minte în gustul că spun ce a spus Domnul Iisus, atunci... Scuzați-mă, dar spuneți că și el are o minte îngustă. Fiindcă el a spus că îngustă este calea. E îngustă. Asta trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna. E îngustă. Nu putem intra cu toate plăcerile, cu toate poftele noastre. Nu, trebuie să ne debarasăm de ele. Calea aceasta este îngustă. Și trebuie să rupem cu păgânitatea, cu stilul ăsta de viață, așa care nu se cade unui copil al lui Dumnezeu, care este botezat și care spune că se cheamă creștin. Nu se cade. Nu se cade. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu vom vedea împărăția Lui, să nu ne hrănim cu nădejde înșelătoare. Nu vom intra, nu vom vedea împărăția Lui dacă nu ne schimbă viața și nu ne naștem din nou. Aceasta ar trebui să ne rămână. Din toate acestea ce s-au spus, spune tot fratele Cream, cartea este necesară, pâinea este necesară, dar Hristos este cel mai necesar. Faceți-vă timp în după amiaza asta și meditați la acest lucru. Dați la o parte învățatul. E cartea necesară, munca toate, pâinea necesară. Dar astăzi Dumnezeu spune, Hristos este cel mai necesar. Și de aceea, în numele Domnului, vă rog pe fiecare să meditați și să vă analizați viața fiecăruia. Fiindcă lumea nu ne poate da adevărata fericire și adevărata primăvară. Și închei citind tot de la fratele Traian, atât de frumos spune în lumina iubitului meu fiu, parcă tocmai prin Duhul lui Dumnezeu, ca să arate această religie, această credință numai așa mimatică, spune el, voi cinstiți pe un Dumnezeu pe care nu căutați să-L cunoașteți, pe care nu-L iubiți și nu-L doriți. Chiar vă temeți de apropierea și cunoașterea Lui atât de mulți dintre voi. Îi dați jertfe, îi înălțați case falnice, îi strigați slujbe și rugăciuni lungi, îi aduceți închinarea voastră îndepărtată și plină de teamă, dar nu vă apropiați de El, căci cei mai mulți nici nu-L doriți să-L cunoașteți, ca nu cumva cunoscându-L să-L ascultați. Vedeți, este mult mai ușor să facem orice lucru, dar să nu ne aducem inima și viața noastră la Domnul. Și continuă fratele Trean. Vă temeți de preoți, plătiți orice și oricui. Numai nu vă apropiați voi de El, să meargă alții înaintea Lui pentru voi, care nu-L cunoașteți și care nu doriți să-L cunoașteți. Îi dați lui Dumnezeu cu bucurie și îngrabă pomelnicile voastre, închinarea voastră, datinile voastre, orice. Numai să nu-i dați inima voastră, să nu-i dați viața voastră în toată intimitatea ei. 100%, cum spunea, mai spus odată fratele Ioan Marini, 100%, la Dumnezeu nu există că îi dai 99%, acel 1% nu te va lăsa să intri în împărăția Lui, trebuie să te predai cu totul, cu toate gândurile, cu toată inima te întreagă, să o aduci pe altarul de jertfă al Domnului. Cum să vă mai arate și cum să vă mai spună să înțelegeți odată că nimic din ceea ce vreți să-i dați nu îl poate mulțumi și nu poate primi de la voi dacă nu-i dați inima voastră. Nimic din ceea ce-i dați nu poate înlocui darul cel mai de preț, cel mai mult în fața Domnului. Valorează inima ta, sufletul scump și drag. Singurul dar pe care îl așteaptă Domnul de la voi și pe care îl primește cu cea mai mare bucurie, o inimă. Vă rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne cerceteze, să ne ajute să înțelegem, să nu ne mai păcălim. Noi între noi ne putem păcăli. Dar odată va veni vremea ca toate pe care ne rezămăm să plece. Va veni vremea ca și noi să ne înfățișăm în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu. Și atunci
vom vedea dacă am trăit cu Domnul o primăvară frumoasă ca să mergem la răsplătire sau doar ne-am amăgit că vedem iarbă verde, dar peste noi tot era zăpadă. Vedeți? Ni se poate părea. Ni se poate părea. Dar în sufletul nostru să fie tot frig, să fie tot ceață, să fie tot în soare. Și noi să spunem că vedem verdeață și auzim păsări. De aceea, luați-vă un timp și cercetați-vă în inimile frăților voastre. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca aceste seri să fie binecuvântate cu rod și ca toți să putem ajunge odată în Canaanul cel Ceresc, acolo unde cu toții ne dorim și Domnul Iisus ne așteaptă. Amin. Slăvit să fie Domnul.